Bun găsit, prieteni dragi! Astăzi, la Spune pe Bune, o să încercăm să aflăm ce putem face noi toți pentru a avea o viață mai bună. Pentru că asta, de fapt, ne dorim din ziua în care ne naștem și conștientizăm. De fapt, vrem să fim, știu, poate e prea mult fericiți, dar ne dorim să ne fie bine. Una dintre cele mai urmărite femei de pe planetă, Jane Fonda, o actriță, fotomodel, soție de magnat și, desigur, în ultima vreme activist, o femeie de 82 de ani, spunea într-un interviu că, de fapt, greșim făcându-ne griji. Nu poți schimba nimic din ziua de astăzi, doar gândindu-te la ce va fi. Trebuie doar să-ți dai o stare de bine și așa poți face și planuri și cu siguranță lucrurile îți vor ieși. Sigur, e un citat aproximativ din Jane Fonda. Pe invitata mea de astăzi o cheamă Dana Olariu, este psihoterapeut și pentru că era prea puțin psihoterapeut, înțeleg că sunt mai multe lucruri. Ești specialist în formare cognitiv-comportamentală? Ce înseamnă asta? Mulțumesc că ai venit la Spune pe Bune. Mulțumesc. Ce înseamnă, de fapt, invitație. Ce faci? Sunt psiholog, sunt psihoterapeut. Orientarea mea este cognitiv-comportamentală. Sunt mai multe școli de psihologie, asta este una dintre ele. Adică mă ajuți pe mine care nu știu ce să fac, să mă descoper și să mă comport cumva, încerc să aflu, încerc să fie mie clar, pentru că dacă mi-e mie clar, sigur le e și oamenilor care ne privesc. Te ajut să-ți îndeplinești obiectivele. Dacă tu știu să le pun. Dacă știu să cu niște suferințe, uh-huh. Cu niște probleme. Aici deja s-a născut o întrebare. Au nevoie de psihoterapeut doar cei care au suferințe? Oricine poate să beneficieze de un psihoterapeut. Asta era, de fapt. În stânga e, ca de obicei, Mr. Curious. Nu e așa că ești bine? Bună dimineața, bună ziua, bine venit. Sunt nemaipomenit și, ca întotdeauna, onorat să fiu aici. Spuneam mai devreme, citam din Jane Fonda, dar sunt atât de mulți oameni care caută starea asta de bine. Câtă vreme ești sănătos și bine dispus, poți face planul și poți aștepta ziua de mâine. Altcineva spune, eu definesc fericirea ca o stare susținută de bine și de pace internă. Oprah Winfrey. O conexiune adevărată cu tine este ceea ce contează. Iar părintele Arsenie Papacioc spunea foarte tare, eu recomand o stare de veselie interioară, o stare de veselie cu orice chip, pentru că dacă e întristare, se clocesc ouăle diavolului. Am încheiat citatul. Toată lumea vorbește despre bine. Cum o dobândesc starea asta? De fapt, aș vrea, sigur, sunt foarte multe cărți. Hygge este despre bucuria de a te trezi dimineața, despre a te da jos din pat, bucuria că ești sănătos, că a început o nouă zi. Asta e o stare pe care nu o ai din naștere. Sau o ai, dar nu știi că o ai. Putem să învățăm să o avem. Putem să exersăm la asta. Putem să fim curioși, să fim Mr. Curious. Toți! Să ne gândim ce ne rezervă următoarea zi, să știm că ne așteaptă și lucruri bune. Dar să nu facem planuri. Sau să facem Putem planuri. Să facem planuri, ca să știm când am obținut ceea ce ne dorim. E ok să ne facem planuri ca să știm că am ajuns acolo unde ne dorim. Colegii mei de la Thrive Global vorbesc despre faptul că japonezii au un termen care cumva arată că ei sunt cei care de adevărat ăla se bucură că se trezesc. Se cheamă Ikigai. E un motiv să se dea jos fericiți din pat dimineața. Ce au ei și noi n-avem? Găsesc sens în ceea ce fac. Caută să facă lucrurile care le fac plăcere, care li se potrivesc, la care se pricep. Și încearcă să-și populeze, să-și mobileze viața cu astfel de lucruri. Cum se trezește? Care e primul lucru care e în mintea unui psihoterapeut? Dimineața, la 6:30. Sau e prea devreme? E puțin devreme. E puțin devreme, ok. Eu mă trezesc dimineața cu gândul la câinii mei. Ăsta e primul gând, pentru că ei dorm cu mine în pat. Serios? Mm-hmm. Și cu gândul la momentele de dragoste pe care le avem până când să ne ridicăm din pat. Mă trezesc cu bucurie pentru cafeaua pe care o să o beau cu soțul meu. În unele zile am niște filme pe care vreau să le văd și de-abia aștept să le văd. Sunt curioasă și de întâlnirile mele cu clienții mei și cu prietenii mei. Cel mai mult sunt bucuroasă
că mă voi revedea cu oameni în ziua aia. Este o stare pe care ai învățat-o? Așa a fost întotdeauna, Diana? N-a fost așa întotdeauna. În copilărie a fost, dar mai mult pe pilot automat. Nu era foarte conștientă. Ce avem în copilărie și pierdem la maturitate, Diana? Suntem mai inocenți. Avem mai puțin, cei norocoși, copiii norocoși, au mai puțin contact cu ce e urât în viață, cu ce e greu de dus, cu ce e trist. Avem preocupări, multe preocupări, din cele de care ziceam mai sus, cele care ne fac plăcere. Ce faci când ce ai și ceea ce ai trăit nu te ajută? Psihoterapie, vei răspunde. Faci psihoterapie. Sau poți să te gândești și ce ai câștigat de pe urma acelor experiențe, cu ce te-au ajutat. Multe dintre experiențele grele ne fac mai puternici. Ne arată că putem să le ducem, că suntem în stare, că avem forța aia. Aș vrea să găsim soluții. Pentru ce? Pentru starea asta de bine. Pentru că trăim, astăzi citeam, cred că Bloomberg scrie, că în America numărul oamenilor afectați de depresie în timpul anului 2020, un an de referință, nu știu dacă bun sau rău, dar un an de referință, numărul oamenilor afectați de depresie s-a înmulțit cu 4. Cum să le spui lor că mâine va fi bine, că ești, trebuie să te bucuri? Cum facem asta? Cum o inducem? Nu poți să le spui așa. Nu, dimpotrivă le faci rău dacă spui asta. Încă mâine vor vedea că nu este mai bine, pentru că starea lor nu s-a schimbat. Din contră, s-ar putea să se simtă mai rău. Da, dacă vorbim de depresie, atunci da, chiar e nevoie de ajutor din partea unui specialist. Cum faci să identifici o anume emoție? Pentru că e clar, când ești fericit, când ești trist, când ești furios, e clar oarecum. Sunt însă stări pe care nu le înțelegi. Sunt stări pe care nu le înțelegem și da, putem să ajungem să nu reușim să le identificăm vreodată, să le punem un nume. Dar dacă vedem de unde vin, ce anume, care e triggerul? E importantă sursa. E o întâmplare, e ceva ce am gândit, nu s-a întâmplat, dar gândim, uite, de exemplu, anxioșii gândesc în viitor, cu teamă, dacă se întâmplă așa, dacă va fi rău, dacă nu o să mă descurc. Și asta creează emoții negative. Depresivii gândesc mai mult spre trecut. Nu am făcut bine, nu am fost de ajuns, nu am nicio valoare, nu sunt în stare. Foarte bună asta, împărțirea oamenilor în legătură cu ce gândesc despre ce va fi sau ce a fost. Ce contează mai mult? Gândul pe care îl spui, pe care îl verbalizezi, sau cel care rămâne acolo în minte și în sufletul tău? Depinde cui îl spui. Fiind ființe sociale, uneori avem nevoie să ne punem niște limite în exprimare. Dar dacă e vorba de un gând care se referă la noi înșine, e bine să-l rostim. E bine să nu-l lăsăm așa să ne afecteze, să stea deasupra capului nostru fără să putem să-l ducem până la capăt. Atunci când îl rostim, îl ducem până la capăt și ne e mai ușor să vedem dacă e real sau nu. Unele gânduri sunt doar gânduri. Nu reprezintă realitatea, nu reprezintă un adevăr. Este omul pregătit sau în ce măsură poți controla tot ce gândești? Poți? Nu poți controla tot ce gândești. Sunt atâtea gânduri care ne zboară în continuu prin minte. Dar poți să înveți să controlezi anumite lucruri. Da, putem învăța să controlăm anumite lucruri, mai ales cele care ne fac rău. Cum? Observându-le. De exemplu, notându-le. Putem ține un jurnal al gândurilor. În mintea mea și în timp ce vorbesc cu tine, de exemplu, poate să apară o grămadă de gânduri, dintre care unele să fie negative. Mi-e teamă că nu o să mă descurc, nu am ce căuta aici, era mai bine să stau acasă, să spunem, astea pot fi niște gânduri negative care nu mă ajută, care îmi fac rău. E bine să le identific, să le probez veridicitatea. Să văd dacă e ok să gândesc în felul ăla pentru mine sau nu. Vrei să spui că tot timpul trebuie să relaționezi cu ceva ce există? Nu e doar imaginar? Vrei să verifici veridicitatea, posibilitatea? Testăm realitatea dacă se poate. De exemplu, multe gânduri negative sunt despre viitor, unde nu avem de unde să știm Corect. Ce urmează. Însă putem să ne dăm seama
procentual, să zicem, cam cât de posibil este să se întâmple lucrul respectiv. Putem să venim și cu alte scenarii. Nu este mintea noastră, mai ales mintea anxioasă, ne face să ne ducem către un scenariu rău, unde nu o să iasă cum vrem noi, unde nu o să ne fie bine. Dar există întotdeauna și alte scenarii. Cel mai bun, unde iese exact așa cum vrem noi, sau alte scenarii care poate să ne utre. Ce e mai bine sau cum e mai bine să privești o situație? Pesimist, în sensul să te aștepți la mai rău și să fie bine, sau să-ți faci planuri că va fi bine și atunci vei fi dezamăgit dacă nu e așa? Aș zice că undeva la mijloc. Am auzit în copilărie lucrurile astea, nu-ți fă iluzii ca să nu ai deziluzii. Corect. Chestia asta poate să ne seteze să mergem mai departe așa. Da, dar noi românii spunem, punem răul în față. Punem răul în față, ne pregătim pentru cei mai rău, așteptăm exact. Cei mai buni. E important să fim realiști, să ne dăm seama cât e în controlul nostru să facem. De multe ori nu este în controlul nostru, multe lucruri nu sunt în controlul. Ceea ce se întâmplă acum nu e în controlul nostru. Putem controla numai bucățica noastră, mai mult n-avem cum. Ce abilități avem, putem să ne îmbunătățim abilitățile dacă e nevoie pentru a ne atinge scopul și putem să fim realiști, să ne dăm seama dacă așteptările noastre sunt realiste sau nu. Da, pentru asta trebuie să avem timp pentru noi. Timp cu noi, da. Cu noi. Ce au nordicii sau japonezii? De ce ei vorbesc? De ce au cărți dedicate stării de bine, a bucuriei de a te trezi dimineață? Danezii au hygge. Japonezii ikigai sau așa ceva. Mă rog, niște cuvinte care arată starea de bine, bucuria de a trăi. Noi, de ce ne-am pierdut? Și un mod de viață. Și un mod de viață, da. E un mod de viață în care nu știu de ce nu avem noi. De ce nu avem? Sau ce ne lipsește? Sau ce ne împiedică să o găsim? Ne împiedică lipsa de exercițiu. Lipsa de familiaritate cu acest mod de viață, cu acest tip de gândire. Partea bună e că putem să o exersăm și să o învățăm. Putem să învățăm să vedem și lucrurile bune care se întâmplă în jurul nostru. Deși că dacă întrebi un om acum ce ți s-a întâmplat bine ieri, s-ar putea să nu poată să-ți spună că i s-a întâmplat ceva bine, că a văzut ceva frumos, că a trăit o experiență cât de mică, o privire pe stradă, o floare asta frumoasă. Asta e foarte important. După fiecare zi, după fiecare experiență pe care o trăim, trebuie să încercăm exact. Să notăm în mintea exact. Noastră ceva bunul. Da, da. Ceva frumos. Să-i dăm credit că a fost acolo, că a făcut parte din viața noastră. Noi suntem mai mult orientați pe ceea ce poate reprezenta un pericol pentru noi. E o apărare. Da. Dar nu ne face bine. Mr. Curious, pe tine știu, fotbalul și filmele. Asta te fac, îți dau o stare de bine. Aproximativ. Și muzica. Și muzica. Bine, se vede. Cine e? Lennon, înțeleg. Lennon, da. Bine. Ce ai întrebat pe oameni pe stradă? I-am întrebat despre subiectul emisiunii noastre, despre starea de bine. Foarte interesant este că răspunsurile lor vin în strânsă legătură cu ce discutai mai devreme cu distinsa noastră invitată, și anume cu diferența dintre nordici, japonezi, asiatici și noi. Din răspunsurile oamenilor cu care am stat de vorbă, am realizat că ei filtrează starea de bine prin starea de sănătate și starea de prosperitate. Și asta mă duce cu gândul la faptul că în spațiul nostru și poate în toată Europa de Est, există multe alte presiuni asupra cotidianului care îi fac pe oameni să, oarecum, să nu mai aibă timp să se gândească și nici să atingă această stare de bine despre care vorbim noi. Un lucru e clar, starea de sănătate și de prosperitate sunt componente evident. Ale stării de bine. Exact. Sunt doar două componente. Dar nu înseamnă că dacă am bani și sunt sănătos, păi... O să fiu foarte nefericit. Exact. Având bani și fiind exact. Sănătos. Eu personal de ce? Mă trezesc. Nu avem alte nevoi satisfăcute. Exact. Și nevoile astea ar trebui să fie nelimitate, nu? Dacă ele s-au închis, s-au limitat, s-au acoperit, atunci... De fapt, mai avem și altele. De exemplu, putem să obținem ceea ce vrem, dar să o facem cu foarte mult stres, cu foarte mult trebuie în capul nostru, trebuie să ajungă acolo, nu mai apucăm să ne bucurăm de noi, de tot ce se întâmplă între momentul în care am plecat la drum și momentul în care am realizat ceea ce ne-am dorit. Să ne bucurăm de drum. Asta e ca la vacanță. Cel mai frumos lucru într-o vacanță este
planul și drumul. Sigur, și șederea acolo, dar e scurtă concentrată. Anticipația. Exact, bucuria de a te pregăti. Hai să vedem ce spun oamenii despre starea de bine. Ce vă motivează în fiecare dimineață să începeți o nouă zi? Copil. E cea mai mare motivație din viața, cea mai, părerea mea, adică... Dar cine n-are copil, nu o înțelege. Mă motivează, în primul rând, lista obiectivelor mele. În primul rând, să fiu sănătoasă. Dacă sunt sănătos, cred că pot să trec peste orice. Mă motivează prima oră de antrenament, cu antrenarea mea personală. Știu că sunt sănătoasă și pot face foarte multe în acea zi. Cu multă cafea. Dacă dimineața mă trezesc și nu mă gândesc la datorii sau că mă doare ceva, dimineața e perfectă. Încerc să accesez partea aia fericită și să privesc lucrurile bune din viața mea. Lucrurile pe care le fac din pasiune și hobby-urile. De exemplu, mă bucură foarte mult să ies să alerg seara în parc și mă motivează apusul pe care o să-l văd. V-a schimbat în vreun fel anul 2020? Cum? Poate să fim mai responsabile, având în vedere pandemia și situația socială. Mi se pare un an irosit din viață. Deci chiar nu am putut să facem absolut nimic din ceea ce ne propusesem. Pe mine, sincer, să zic așa, am văzut și alte părți în pandemie. Am fost nevoită să lucrez de acasă. 2020 mi-a arătat cât de ușor putem fi manipulați de televiziune, în primul rând, și de presă în general. În afara faptului că a trebuit să mă schimb din cauza regulilor și normelor impuse, nu. Eu, ca persoană, nu pot să zic că m-am schimbat. Evident, avem tot un stres în plus zilnic, deja în primul rând. Din punctul de vedere economic și tot a fost complicat. Cred că avem noroc că am putut să ieși în vara asta și să ne bucur puțin de vreme care e foarte bun. Am fost foarte mult singură. Am încercat să citesc, să învăț și să gândesc cât mai mult, astfel încât să dezvolt niște abilități de a transforma lucrurile în ceva pozitiv. Am fost mult mai prezent, mult mai atent la mine, la cei din jur, la familie și am ieșit din bucla asta în care cu toții cred că eram. Iată, eram într-o buclă, suntem într-o buclă, gândim negativ, sigur ne speriem. Sigur, dacă citești doar anumite știri, intri într-o panică teribilă. Dar sunt și foarte multe lucruri importante care s-au întâmplat. Eu nu cred că anul 2020 este un an irosit, cum spunea una dintre interlocutoarele lui Mr. Curious. Cred că e un an diferit. Exact, e un an diferit. Cred că ne vom aduce aminte de el. Va fi anul acela în care n-am fost în vacanță, am citit mai mult, m-am îngrășat sau m-am dezgrășat, am făcut, nu știu... O să fie un an de referință, diferit de alți ani. Aș porni de la ce spun oamenii. Iată, România, așa cum spunea și Mr. Curious mai devreme, confundă starea de sănătate și de prosperitate. Ați văzut ce a zis. Dacă nu mă doare nimic și nu mă gândesc la datorii, ziua mea poate fi bună. De ce suntem creați și construiți așa? E doar la noi, în România, starea asta? Nu știu cum e la alte popoare. S-ar putea să fi fost crescuți așa. Învățăm foarte mult de acasă. Și ce dacă am o datorie? Eu trăiesc din credite. De când m-am angajat, am avut tot timpul o datorie. Și cred că nu știu cum e fără. Și foarte mulți oameni în lume trăiesc așa. Nu m-am gândit niciodată dimineața la asta, de câte ziua în care trebuie să-l plătesc. Uite, de exemplu, dacă creștem auzind în casă, trebuie să te culci liniștit numai dacă știi că ai plătit pe toate datoriile. Atunci poți dormi liniștit. De la educație. Ne setăm într-un fel. Atunci pot să fiu liniștit. Dacă am datorii, nu pot. Deci am un stres. Aș vrea să-ți spun, băncii, că eu sunt foarte liniștită. Mm-hmm. Super. Era o încercare de glumă. Dar anul ăsta, poate tocmai pentru că s-a stat mult acasă, mulți și-au făcut conturi de pe rețelele de socializare. Cum sunt ele? Este reală viața aia? Sunt oameni care au mii de prieteni. Zeci de mii, sute de mii. Care nu sunt prieteni. Câți dintre aceia sunt prieteni? Și cu câți interacționează și cu câți interacționează pozitiv.
Asta e întrebarea. Putem să ne folosim de partea bună a rețelelor astea. Ce putem să ne luăm bun de acolo? Oricum, tot ce este da, prea de, mult... Uite, la o fotografie oarecare sau la o postare oarecare, dacă ai 50.000 de gânduri frumoase și două chestii rele, pe cele frumoase nu le vei ține minte. Ci nu, pe le cele... vei ține minte pe cele rele. De ce suntem setați? Așa suntem programați, dar putem să ne schimbăm. Putem Cum? Să schimbăm programul, să-l rescriem, Cum? Practic. Ajută-ne! Creierul are această abilitate fabuloasă, care se numește neuroplasticitate, capacitatea lui de a crea noi legături neuronale toată viața. Oricând putem să învățăm ceva nou. Trebuie doar să o facem conștient. Aici nu e vorba de a învăța să cânți la pian sau a învăța un meșteșug. Dar rețeta e aceeași. Exersăm. Conștient. Cât timp îi trebuie creierului până când deprinde o obișnuință nouă sau face lucrurile diferit? Depinde de fiecare om și de contextul lui de viață și de cât e de deschis și de conștient că vrea să facă asta, dar în principiu trebuie să repetăm de câteva sute de ori un lucru ca creierul să-l învețe. Deci îți trebuie multă răbdare. Dar da. Putem în câteva luni să începem să vedem schimbările în gândirea noastră, în felul în care ne simțim, fiindcă dacă gândim diferit, ne și simțim diferit. Uite, colegii mei de la Thrive Global vorbesc despre tehnici pentru a face aceste lucruri. Uh-huh. Există tehnici, există niște șabloane? Da, bineînțeles că individualizate, fiindcă nu totul funcționează la fiecare. În primul rând trebuie să fim conștienți de ce vrem. Să ne fie clar ce vrem, ce vrem să schimbăm. Aș vrea să te întreb, care sunt lucrurile care îți dau o stare de bine? Sigur, mi-ai spus mai devreme că îți place să joci sunt fotbal, mai multe de atât, da. Că te uiți cu drag la filme, că asculți, dar ce iubești cu adevărat? Care e pasiunea ta? Iubesc să mă trezesc dimineața știind că voi avea ceva de făcut. A planuri. Exact. Pe mine plictiseala mă omoară încetul cu încetul. Să nu, mă trezesc gândul dimineața, că n-ai nimic de făcut. Exact. Să mă trezesc dimineața știind că, aoleu, oare astăzi ce urmează să fac? Păi n-am niciun plan. Este complet dăunător în ceea ce mă privește. Aș vrea să o întreb însă pe invitata noastră dacă rețeta pe care mi-am brevetat-o eu în propria viață privind starea de bine e chiar o rețetă care poate fi urmată sau eu sunt doar un accident fericit că la mine funcționează. Și anume, vorbesc mai devreme despre exemplul unei postări pe internet care adună 100 de like-uri și două mesaje nefavorabile. Dacă mi se întâmplă asta, aplic rețeta contabilității pozitive. Nu, nu am avut două mesaje nefavorabile, am avut 98 de like-uri. Dacă se întâmplă într-o lună să am un job ocazional care mi-aduce 10.000 de lei, iar în drum spre casă pierd 1.000 de lei. Se întâmplă. Îmi cad din buzunar. Ajung acasă bucuros că am câștigat 9.000 de lei. Cred că dacă vezi întotdeauna jumătatea plină, este foarte ușor să nu te subzuge pe tine gândurile rele. Aici se naște o întrebare. Există jumătăți goale complet? Adică pahare goale? Din orice poți să înveți, chiar și atunci când... Înveți chiar și dintr-un lucru foarte, foarte trist sau foarte greu de dus. Pentru că Mr. Curious a spus, învăț să văd jumătatea plină. Este foarte bine ce ai spus, Liana, și mai fac doar o singură completare. Vorbeam și cu cei de pe stradă despre anul 2020. Pentru mine, anul 2020 nu a fost o jumătate complet goală, cum ai spus mai devreme. O privesc ca pe un an care ne-a servit drept lecție. De ce? Dacă se va repeta, Doamne ferește, chestia asta în 2000. Avem experiența acestui 80, an. Când vom fi cu toții la fel de tineri, sau nu? Vom ști ce să facem. Vom fi mai pregătiți și emoțional, dar și echipați cu tot ce trebuie ca să nu se întâmple cine știe ce trage. Aici există o zonă de oameni, poate pot fi numiți pesimiști, cei care nu văd jumătatea plină, pentru care nu există jumătatea plină. Cei care gândesc și în extreme și desconsideră pozitivul, practic. Una dintre persoanele care a răspuns interviului vostru a spus că nu a reușit să facă absolut nimic din ceea ce își profusese. Mi-e foarte greu să cred că, absolut că dacă nimic. Stă să se gândească, nu găsește niște lucruri pe care a reușit să le facă și mai mult decât atât că a făcut niște lucruri pe care nu și le propusese, dar s-a adaptat la situație și a fost în regulă că le-a făcut.
Colegii mei de la Thrive Global citează dintr-o carte foarte interesantă, Secrete pentru viață lungă și fericită din Japonia, și spun așa: regula numărul 1 acolo la Ikigai este să fii activ, să nu te pensionezi. Cum spunem noi celor 5 milioane de pensionari din România? Nu vă pensionați. Nu vă pensionați. Mm-hmm. Când eu știu, mama abia aștepta să se pensioneze. Sigur, a doua zi avea niște planuri. Exact. Dar sunt foarte mulți care cred că viața s-a terminat odată cu sfârșitul activității. Cred că e nevoie de alte generații să învețe lucrurile astea. Nu putem să le spunem tuturor. Putem să le spunem, nu știm cât pot ei să implementeze în viața lor lucruri. Sau faptul că m-am pensionat nu înseamnă că nu mai pot să mai fac nimic. Pot să fac o grămadă de lucruri, pot să mă duc să fac voluntariat, pot să fac grădinărit, pot să fac în sfârșit, poate, ceea ce îmi place, ceea ce nu am avut timp să fac în timpul vieții, pentru că am avut job, pentru că am avut copii de crescut, pentru că am avut rate de plătit. Poate pot să mă apuc de pictat, pot să mă plimb. Sunt lucruri pe care oamenii le pot face după pensionare. Tu, când ai transformat viața ta într-o ședință de psihoterapie, ce discuție ai avut cu tine? Am schimbat acum 10 ani. Știam că îmi place să ascult oameni, îmi place să fiu în compania oamenilor. Îmi place să-i și ajut dacă pot. Și asta m-a făcut să... În primul rând mi-am dat seama că trebuie să spun stop și trebuie să fac altceva pentru mine. Și deși noi, psihologii, de multe ori spunem nu există trebuie, în cazul ăsta, ca să mă simt bine, trebuia să schimb ceva. Și am căutat care este lucru care îmi aduce satisfacție și pe care îl pot face, pentru care am abilități. Și l-am găsit pe asta. Oameni buni, câteva lucruri importante am aflat astăzi. Există mai multe tipuri de oameni, asta știe toată lumea. Anxioșii, din păcate, își fac prea multe planuri de viitor sau se uită prea mult mai departe, în timp ce depresivii se uită în urmă. Dacă primii spun o să fac și o să fiu, poate nu o să fie bine, ceilalți spun aș fi putut să fac, aș fi putut să fiu mai atent, poate, cum ar fi fost dacă n-aș fi făcut această decizie. Sigur, toate aceste lucruri ni se întâmplă nouă tuturor oamenilor obișnuiți. Despre gânduri, despre bucuria de a te trezi dimineața, am încercat să aflăm astăzi. Două chestiuni ne-au rămas în minte. Nu ieși niciodată la pensie. Fă-ți tot timpul planuri de viitor. Nu contează dacă viitorul e acum, în 20 de minute, sau mâine. Și foarte important, fericirea nu este o treabă pe care o... E patologic dacă ești tot timpul fericit. E ceva neregulă cu tine. E o stare pe care o ai, care trece și la care trebuie să te întorci întotdeauna cu plăcere, cred. Sau să faci tot timpul ceva, să te întorci acolo unde ți-a fost bine. Mie îmi plac diminețile. Mă găsiți în Magic Morning la Magic FM de la 6 la 10, de luni până vineri. Și, desigur, aici, în scaunul celei care pune întrebări, spune pe bune pe Magic TV. Mulțumesc tare mult, Dana! Mulțumesc și eu mult! A fost foarte interesantă discuția asta. Avem toți de lucru la starea de bine. Dacă vreți să ne faceți o idee, o sugestie, dacă vreți să vedeți pe cineva în scaunul de invitat, toate întrebările și ideile sunt așteptate la info@thriveglobal.ro. Ne vedem data viitoare tot aici, pe Magic TV, dar și pe contul nostru de YouTube. Să fiți bine, make your life magic!